În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preaiubite Părinte Paroh al Catedralei Pogorârea Sfântului Duh, Câinul Palu și Protopop Emerit, prea iubiți părinți, împreună slujitori în această după-amiază, preaiubiți frați și surori din Bașcan și din toată zona aceasta a Moldovei. Slăviți să fie Domnul Iisus! Încă o dată rămânem, așa cum spunea și Părintele Vasile, uluit de ce se întâmplă aici, în Bașcan, în catedrala aceasta, în duminica a treia din Postul Mare, în duminica Sfintei Cruci. Va fi greu de acum pentru mine să cuvântez, să mărturisesc, să predic Evanghelia în catedrala din Bașcan, în fiecare duminică a treia din Postul Mare, pentru că, știți ce, ajung să mă repet. Este greu să predici despre Evanghelia aceasta. Nu odată, ci de două ori pe an. Mai este și în Duminica Înălțării Sfintei Cruci, sau Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, este destul de greu. Să spui tu ceva în plus, sau, de fapt, noi nu căutăm să spunem ceva în plus. Noi căutăm să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu prin această ascultare a Cuvântului. Căci credința vine prin auzire. Și ca să audă oamenii, trebuie predicarea Evangheliei. Și cum să audă oamenii dacă nu va fi cine să mărturisească? Și cine va mărturisi dacă nu va fi trimis? Pentru noi nu am fost trimiși, am fost chemați. Am fost chemați. Și credem că și aceasta este trimitere. Și avem pe spatele nostru mare responsabilitate să mărturisim și să propovăduim Evanghelia. Este foarte important lucrul acesta. Este foarte frumos să predici Evanghelia și să o faci accesibilă. Și să o faci frumoasă. Și să o faci cumva atractivă. Dar este mai greu să predici Evanghelia atunci când se vorbește despre cruce. Este atât de greu să vorbești despre ea. Și mai ales când Evanghelia aceasta, de astăzi, se vorbește despre crucea mea. Despre crucea mea. Și poate că e atât de greu de înțeles lucrul acesta și pentru mine este greu. Să nu vă închipuiți că noi cei care propovădim, noi care predicăm, știm toate. Noi nu știm, ne ajutăm împreună. Și poate că cineva spune o parte, celălalt completează și la sfârșit, iată, Duhul Sfânt sfințește. Tot ce s-a întâmplat în seara aceasta? Este o mare binecuvântare că în Bașcan există un om care sună, care dă telefon. Și omul acesta care e în fața mea acum aici, mare lucru! Că dacă nu m-ar fi sunat, poate că nu veneam. Înțelegeți? Și pe aceasta consider că este o chemare și o primire în același timp. Și știam că vin unde? La biserica care este soră, biserica noastră din Iași, Pogorârea Sfântului Duh, Curelar, Crinul Alb. Posim bine la dumneavoastră biserică, Părinte Postolante. Și ne cântați atât de frumos. Sunt invidios pe dumneavoastră. Și sunt invidios pe Părintele Ioniță. Mi-a luat poezia. Crucea mireasă. Dar haideți să revenim asupra Evangheliei de astăzi. Aș vrea să completez și eu atât cât se poate. Și rugați-vă ca Dumnezeu să pună în gura mea cuvânt de folos pentru dumneavoastră. Căci degeaba poate că voi vorbi frumos și atractiv. Nu? Și poate că, cum ați ieșit de aici, ați uitat-o sau așa. De aceea rugați-vă ca Dumnezeu să pună cuvânt în gurile noastre, celor care propun din Evanghelia, cuvânt nu frumos,
și necesar și folositor pentru mântuirea noastră și a dumneavoastră. Este o Evanghelie grea. Este o Evanghelie greu de predicat. Ce să predici când se spune despre cruce, despre lepădarea de sine în primul și în primul rând? Mă întorc două trei versete de înainte și să vedem în ce context spune Mântuitorul Hristos Evanghelia aceasta sau cuvintele acestea, să vedem de ce spune cuvintele acestea și cui le spune. Este Mântuitorul Hristos, este în ultimul an de călătoria Lui înspre Ierusalim, vedea că undeva din nord, din orașul Lui, din satul Lui, de unde a trăit El pe pământul acesta și este în ultimul an de activitate pământească și este ultimul an în care merge la Ierusalim. Pentru ce? Pentru a sărbători ce? Paște. Și înainte de a intra în Ierusalim, chiar așa se numește acest subtitlu al capitolului 8 din Sfântul Marcu, Iisus prevestește ce? Patimile și moartea sa. Și ne spune cine? Cui? Ucenicilor. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să plătească mult. Să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru nu se l-a luat departe și a început să-l mustre. Adică oarecum l-a mustrat. Petru? Pe Iisus. Să nu cumva să se întâmple lucrul acesta ție. Și atunci Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi și a mustrat pe Petru și a zis înapoi a nesătat. Cuvânt greu i-a spus. Înapoi a nesătat. Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. O, cât de adevărate sunt cuvintele acestea și mustrarea aceasta, care ne s-ar potrivi poate că și nouă, astăzi, și mie astăzi. Atunci când citim, eu predicăm, mă gândesc mai mult la lucrurile omenești. La ceea ce gândesc eu, la rațiunea mea, la sentimentele mele. Și nu mă gândesc la planurile și lucrurile lui Dumnezeu. Și ajung ca în predica mea, în propovăduirea mea, chiar în cântarea mea, să mă pun întâi de mine. Să fiu eu acolo. Și lucrurile omenești și nu acelea dumnezeiești. Și spune după aceea, ca să înțeleagă lumea, de ce, ce vrea să spună El cu acestea, așa cum a făcut în duminica trecută, a fost vindecarea slăvănogului, i-a iertat în timp păcatele. De ce o are? Ca să arate astăzi și nouă că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, l-a venit să facă minuni. Cu acesta a fost motivul principal pentru care s-a întâmplat să facă minuni. Să preschimbe apa, vin, să vinde, să mori și pe ochi uscați, ori, să învie din morți, trupul. Și a venit să ierte păcatul. Și s-a fost mirirea lui. De aceea vine să zice, iată Mielul lui Dumnezeu, care ce face? Ridică păcatul lumii. Și unde îl ridică? Îl ia el. Îl ia el asupra lui. Sarcină grea. Și cheamă mai apoi pe mulțimi. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, nu numai ucenicilor, a chemat pe toți. Nu numai ucenicilor le-a spus ce avea spus în Evanghelia de astăzi, ci tuturor celor care erau el și nouă astăzi. Dacă voiește cineva și știți Evanghelia, nu mai citesc. Să se repede să-și ia crucea și să-mi primeze. Spun și a spus și de dimineață, pentru că este greu să fii ceva, să fii și beneficiezi de faptul că nu sunt foarte mulți dintre cei care au fost din asta la biserică. Se pun două întrebări. La care trebuie să răspundă corect. Nu mă crede noi. Se pun două întrebări dificile, să știți, la care găsim răspunsul foarte greu. Foarte greu. Sau poate găsim răspunsul la care sunt conforme cu ceea ce vrem să ne spună Hristos. Ce înseamnă sau cine este sau ce este sinele pe care noi trebuie să-l lepădăm? Cine este sinele? Sau ce este sinele pe care noi trebuie să-l lepădăm? Și a doua întrebare, care sau ce este crucea pe care noi trebuie să o luăm? La prima întrebare, oare cum ați răspunde dumneavoastră?
Așa, nu facem un sondaj acum și ne așteptăm răspunsul din direct. Nu se face așa. Dar aș vrea să fie și ceva de genul acesta. Să vedem cam care este pulsul credincioșilor. Ce înțeleg ei. Dar asta poate în alte circunstanțe și cu alte ocazii. Cine este sau ce este sinele pe care noi trebuie să le vedem? Da, prima, deci la întrebarea aceasta, poate că am crede și se crede de multe ori în felul acesta. Că sinele este persoana mea. Este identitatea mea. Și este un răspuns greșit, să știți. Este un răspuns greșit. Spuneam de dimineață, îmi deam exemple. Eu sunt... Cine sunt eu? Am un nume. Sunt unic. În toată lumea aceasta. Mă numesc Manole Vasile. Părinte Ionisă Vasile. Costolaite. Pavel. Nu sunt alții la fel ca ei. Sau nu este altul la fel ca mine în toată lumea aceasta. 8 miliarde sau câte sunt acum, 7 miliarde de oameni. Nu este unul identic cu mine. Am identitatea mea, am personalitatea mea, am CNP-ul meu. Hristos oare cere să mă lepăd de identitatea mea, de persoana mea? Nu asta cere. Pentru că El spune așa, sau noi spunem așa, că vrem să intrăm într-o relație cum? Personală cu El. Cum am putea noi intra într-o relație personală cu o persoană, cu o altă persoană, dacă noi nu suntem o persoană? Și eu sunt unic și fiecare relație este unică între mine și Hristos, este o relație unică, nu este asemănătoare cu relația ta între tine și Iisus. Așadar, eu sunt unic în lumea aceasta. Relația mea este unică. Eu l-am aflat pe Domnul în mod, în felul în care a lucrat Dumnezeu special pentru mine. În ochii Lui, eu sunt unic. Eu nu sunt repetitiv, nu mă repet. Nu mă repet în fiecare dintre dumneavoastră. Și atunci, nu despre asta este vorba. Nu spre depădarea de persoană, de identitatea. De cine sunt eu? Eu sunt eu. Atunci despre cine, despre ce sine este vorba, atunci când vine spune, trebuie să te lepezi, să se lepeze de sine. Este sinele acela și gândiți-vă și dumneavoastră acum. Sinele acela în care îmi strâng toate părerile mele, în care îmi strâng toate impresiile mele, pentru că eu sunt dotat cu ce? Cu un suflet care are rațiune, voință și sentiment. În aceasta eu am părerile mele, în aceasta eu am impresiile mele, am încredințările mele, am prioritățile mele în viața aceasta. Eu sunt stăpânul meu. Eu sunt șeful. Eu controlez totul. Și acest sine, în felul acesta înțeles sinele acesta, îmi dictează mie ce să fac, ce să cred, cum să mă conform. Și nu spunem noi de atâtea ori. Gândiți-vă acum și la dumneavoastră, dacă n-ați spus niciodată lucrul acesta, nu spune tu mie, că știu eu mine. A spus vreodată așa? O, de câte ori n-am spus eu. Nu spune tu mie, că știu eu mai bine. Sau atunci când primești un sfat, n-ai spus niciodată, dar ce, eu nu știu cum stă treaba? Eu nu știu ce este astea asta. Îmi dai tu mie sfat? A spus vreodată așa? Recunoaște sau nu? Eu recunosc. Și mă bucur că nu sunt singur. A spus de multe ori. Și poate că mai spun și acum. Și acesta este sinele. Acest sine, aceste părere ale mele, aceste întărituri ale mele, aceste încredințări ale mele, care nu ține cont de nimeni, altcineva, aceste păreri lipsite de smerenie și de empatie, adică de relaționare, ce care spunea Părintele Costel. Tare frumos! Tare frumos! Ei bine, de aceea,
știm și credem și vă dați seama că lepădarea de sine cred este cea mai mare nevoință. Pentru că dacă suntem chemați, este greu să renunți la părerile tale, ci când tu știi că sunt bune. Și îți vine celălalt și spune că greșești aici. Și tare greu recunoaște lucrul acesta. De câte ori n-am făcut eu lucrul acesta? De câte ori după aceea am zis, ce prost a fost. Degeaba zice atunci, dacă tu nu-ți recunoști starea ta, poate că încăpățânată în care trăiești. Pentru că nu trebuie să mă lupt cu ce? Cu mândria, cu invidia, cu mânia, cu nerăbdarea mea, cu poftele mele, cu ispitele mele, cu patimile mele, cu trupul meu până la urmă, cu dușmanul acesta neadormit din mine, cu lumea, cu tot ceea ce îmi place mie, dar nu pot să le am, cu tot ceea ce nu-mi place, dar trebuie să le fac. Cu devărsare, cu iubirea de plăcere, cu iubirea de argint. Asta trebuie liberată? Sau nu? Putem noi să-L urmăm pe Hristos, să luăm o cruce în spate și să-L urmăm pe Hristos fără lepădarea aceasta? Este imposibil. N-ai cum să faci. Poate că o impresie că ți-ai luat o cruce în spate și mergi de nebun așa, cu ținere în tine, nelepădat de El, și ai impresia că tu urmezi de Iisus. Este o celare în acesta. Ori de câte ori nu am celat eu. Până când s-a întâmplat ceva în viața mea? Până când îmi spuneau mulți, îmi spuneau, tu nu ești născut nou. Ce eu? Cum îți speri să spun? Mi-a spus și eu la succes. În față, un singur om am răzit să-mi spună lucrurile acestea. Sunt oameni pe care nu mă pot supăra. Și am încredat la acela. E bine dacă răspunsul la această întrebare este greu de acceptat. Și este greu, e așa? Este greu de acceptat și greu de împlinit. Răspunsul la cea de-a doua întrebare este și mai greu. Care este sau ce este crucea pe care eu trebuie să o iei, să o iau? Care este crucea? Că vorbește de tot despre crucea. Nu vorbește despre crucea lui. A vorbit înainte. Trebuie să mor. Mă vor răstigni. Și eu trebuie să mor, eu trebuie să... Da? Mă vor... Tăgădui preoții și voi fi răstignit, voi muri. Dar vorbește după aceea despre ce? Despre crucea ta. Despre crucea ta. Ia-ți crucea. Fiecare să-și ia crucea lui. În fiecare zi. Și să urmeze mie. Oare la ce credeți că s-au gândit ucenicii? Și oamenii din jurul lui Hristos atunci când Iisus le-a spus să-și ia crucea. Oare la ce s-au gândit? Poate s-au gândit la vreo suferință lor, o boală incurabilă pe care ar fi avut-o. Oare s-au gândit la copiilor neascultători de acasă. Poate s-au gândit la soția sau soțul pe zi. Ce zice dumneavoastră? Oare la ce s-au gândit? Ei știu ce înseamnă. Știau că crucea este cel mai josnic mod de a muri inventat de romani. Vedeau ce vedeau? O cruce din lemn pe care urma să fie răstignit omul. Aceasta au văzut. Și de aceea au rămas, cum să zic, mulți l-au părăsit din cruce așa. Să nu sfieți așa ceva. Dar nu știu nici nu l-au părăsit. Au fost alții care l-au părăsit. Dar și 12 au fost la urmă. Și au fost mulți care au zis cuvântul cu pietrele acestea. S-au lăsat, noi nu putem să primim așa ceva. Și atunci, ce este crucea? Ce-am spus până acum? Crucea suferinței. Și am auzit și folosim cuvintele acestea și sunt adevărate. Am o suferință. Am copii neascultători, e greu să ai. Așa e. Și să suferi pentru ei. Tu să fii creștin, tu să fii credincios, să mergi la adunare, să ai copii care nu merg și sunt pe calea lumea acestea. Cât te dorești să fii pe tine ca ești o grea cruce. Sau celelalte despre care am făcut soțul vieții, care de și noapte nu te lasă să mergi la biserică, la adunare, ești o grea cruce. Dar nu despre asta este vorba.
Acestea pot, sunt mijloacele prin care Dumnezeu te poate aduce la crucea cea despre care vorbește El. Sunt niște mijloace. Și atunci despre ce este vorba? Știți cum? Noi avem o... Omul este păcătos. Uite, și s-a spus omul acesta de către părinte, către frații. Noi am moștenit omul acesta. Noi nu suntem vinovați de păcatul lui Adam. Noi nu suntem vinovați de păcatul neascultării protopărinților noștri. Dar moștenim ce? Nu vina păcatului, ci urmările păcatului lor. Noi moștenim de ce? Lucrul acesta, că ontologic, toți cei care s-au născut din Adam, au moștenit, ontologic vorbind, s-au născut cu ce? Cu înclinația spre păcat. Adică, spune Sfântul Apostol Petru, că voi ați moștenit, nu cu sânge și cu, nu cu aur și cu argint ați fost să-ți cumpărați, din cer, din felul vostru de cer de vețuire pe care l-ați moștenit de unde? De la părinții voștri. Noi nu moștenim credință la părinți. Noi moștenim un fel de cer de vețuire. Noi moștenim înclinarea spre păcat. Este un lucru adevărat. Și spune ca și ca să oarecum să argumentez lucrul acesta Sfântul Apostol Pavel. Nu este niciun om neficănit. Niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu doi din adânsul pe Dumnezeu, în Epistola lui pe romanii, care arată lucrul acesta. Și poate că noi nu credem. Este adevărat lucrul acesta. Este spus însuși de Mântuitorul Hristos. Este spus de toți apostolii lui. Noi suntem născuți în, sau cu înclinația, că moștenim o fire pământească, carne, aceasta de care vorbește Sfântul Pavel. N-ai cum să scapi de ea. N-ai cum să te naști fără ea. Nu este o opțiune. Nu-ți vine din altă parte. Este în tine. Vedeți? Încă noi spunem că botezul este necesar. Este necesar. Noi îl facem când încă s-au născut copiii. De când s-au născut copiii? Pentru că aceasta este rânduiala bisericii noastre. Dar haideți să vedem. Un copil de 2 sau 3 ani. 4? Poate și 3. Eu nu mai am așa mici, dar ne poți. Și sparge o cantă. O face ceva, o postă. Cine l-a învățat? El. Cine l-a învățat să minte? Să minte? La 3 ani. Și repet. Și el insistă. Că nu eu, ci el. Frate sau. Sau soră sau. Nu-i așa? Părinte Costel, că aveți copii mici. Așa este? Oare cine l-ați învățat să minte? Dumneavoastră? Nu crede. Atunci cine l-a învățat să minte? Puneți-vă întrebarea asta. Cine l-a învățat să minte? Și este trecut prin taina botezului. Și este trecut prin taina botezului. Și cu toate acestea. Vedeți, noi până la 7 ani îi împărtășim pe copii fără spovedanie, nu-i așa? Dar până la 7 ani se întâmplă și lucrurile acestea despre care spun. Înseamnă că în firea lor, în ființa lor, este ceva. Este o înclinație spre minciună, spre autoapărare, așa, conservatorismul acest, conservare de sine. Și asta vine de unde vine? De la părinții lui. Și la părinții lui, deci la părinții noștri. Și părinții noștri de unde? La părinții lor, bunicii și soții, de unde? De la tăi. Ei, orice face, nu scap de fine aceasta păcătoasă. N-ai cum. Vedeți? Vin oamenii. Este costul mare, poate cum îl zic prea mult, este costul mare de oameni la spovedit. Și avem părinții și foarte bine cu acesta și părinții la fel. Și avem și creștini care spun, se pot spovedesc poate că mai rar, și spun că au cutare, 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 cutare. Și n-avem motiv să nu iertăm, pentru că dacă un copil îți cere iertare, ai motiv să nu ierți tu ca părinte, ca tată. Îl ierți, Domnule, îl ierți. Și se împărtășește o dată și de aceea. Dar ce se întâmplă? A doua oară, după ce se împărtășește, are dezvinare, ce se întâmplă cu el? Unde cade? Unde va cădea el? Tot în păcatul acela. Înțelegeți? Eu știu, veție, copie, bine aceștia, oricum sunt oprit la sfârșit. Dacă nu se lasă de păcat. Dar se întâmplă lucrul acesta. Și cad exact în același loc și vorbesc din propria mea experiență, nu vorbesc din experiența celorlalți. Am pățit și am trăit felul acesta.
în care cu toată voința mea și toată spovedanța mea, toată împărtășirea mea, cădeam exact în același loc. O, cine mă mai spăvi? De trupul acesta, de moarte, de fire această păcătoasă, de carne aceasta. Cine mai mă mai spăvi? Și atunci vorbește Hristos de cruce. El s-a luat un trup asemenea cu al nostru. Dar fără păcat. Dar cu toate afectele trupului nostru, să știți, cu toate afectele. Și ca să ne arate că noi nu putem scăpa de firea noastră de păcat, de firea noastră păcătoasă, de carnea noastră, ne-a arătat că trebuie mult de cruce. El s-a dus. El și-a împins mâinile și-a pironit firea pământească pe crucea de pe Golgota. A pus un zapis acolo deasupra, a șters zapisul acela de fapt. Cu ce? Cu vina noastră! Acolo era scrisă vina noastră. Păcatul meu, păcatul tău, păcatul întregului meu, să știți. N-am știut lucrul acesta. Atunci când am aflat că Iisus a luat păcatul meu, atunci a venit în mine o putere, a venit un Duh și mi-a dat putere să nu mai cad acolo, să nu mai fac păcatul acela. Pentru că El a scris păcatul meu acolo. Și l-a șters, înțelegeți, a pus semnul acelor crucii. Asta este crucea. Eu dacă vreau să scap de firea mea pământească, trebuie să o răstignesc la fel cum a răstignit-o Hristos, să vă pun și eu firea mea. N-am cum să o țintesc acolo. Ea nu va muri niciodată în schimb, să știți, nu va niciodată. Dar trebuie ținută acolo. Trebuie ținută lângă crucea lui Iisus. Despre asta este vorba. De asta este greu. Despre aceasta vorbi Hristos, lasă crucea. Dar în tine bădați-vă de mărușită, de bădați-vă de sinele vostru, de întăriturile voastre, de părerile voastre, de încăpățânările voastre, de încredințările voastre. Le bădați-vă de acestea și lăsați-vă în mâna mea. Și abandonați-vă. Știți când ești Hristos? Când ești Hristos în lupta aceasta cu firea? Știți când? Nu când ne împărtoșăm să luptăm, să știți, nu atunci. Când ne dăm bătățe. Când abandonăm lupta. Doamne, cine mă izbăvi? Mă va izbăvi? Pavel, Sfântul Pavel. Dar a văzut că nu se poate. Și atunci, Doamne, în cine? Cum? Cine mă mai poate izbăvi? Adică Tu, când abandonezi lupta aceasta, atunci Dumnezeu îți dă putere. De ce? Pentru că nu mai trăiești numai Tu, ci Hristos trăiește în mine, spune Sfântul Pavel, și pot totul în Hristos. De ce? Pentru că El este în mine și El mă întărește. Noi ne, știți cum, facem un fel de gimnastică și ne luptăm singuri tot ceea ce poate fi păcat în viața noastră. Și totul duce, toată această luptă singulară, individuală, cu păcatul, această învârtoșare de sine, această încredințare în sine, în tine însuți. Știți ce este sortită? Este sortită eșecului. În niciun caz nu vei ieși biruitor, dar în niciun caz. Abandonează-te în mâna și în harul lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos, care ne iartă păcatul prin jertfa lui pe cruce. Fără aceasta, eu am aflat lucrul acesta de la părinții noștri duhovnicești. Nu știam, mergeam și făceam tot ceea ce ține de gândire. Și vedeam că n-am viață în mine. Vedeam că sunt mort. Vedeam că nu pot. Și atunci am citit. Mi s-a spus, este cineva. Este Iisus, fiindcă atât de multă Dumnezeu, în lumea că a dat pe singurul copil pentru ca oricine să nu piară ce să aibă viață veșnică. Și sângele Lui ne spală de orice întinăciune. Prin sângele Lui am fost răscumpărați. Ei, lucrul acesta nu-l poate înțelege decât acel care se abandonează. Deci cel care renunță la sine, renunță la părerile lui. Acele poate că tradiționaliste, care sunt atât de puternic înfipte în ființa noastră. Trebuie să renunți la ele și să primești vestea aceasta a iertării păcatelor prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă n-ai făcut lucrul acesta, îți rădnesc să spun, dacă n-ați făcut, nu v-ați abandonat încă în mâinile lui Dumnezeu, faceți-l acum.
Nu mai târziu, că și cum se știe. Când am aflat vestea, frate, vestea aceasta, acum două săptămâni, pe fratele Viorel Petrescu a trecut la Domnul, nu venea să creier. Și atunci mă gândesc că și eu pot pleca oricum. Este o lipsă aici, să știi. Am intrat acum, că este prima adunare la care particip, prima adunare așa de misiune, să zicem, în afara adunărilor noastre locale, în care fratele Viorel Petrescu nu este. Mă întâlneam eu aproape la toate adunările din afara localităților noastre. Și era așa, aveam o pace, o siguranță de sine, dacă pot să spun lucrul acesta. Aveam de ce să ne sprijinim. Este dureros lucrul acesta. Mă doar inima, ne dor de el. Dar, ce să zicem? Alții. Că spunea frate Ghiță, tare, acesta nu-i așa? Așa spune Domnul, putea să spună mai multe, dar alții trebuie să se ridice în felul acesta. Mă iertați pentru cuvântul, poate că prea nu părinte. Din toată inima îmi cer iertare. Vă mulțumesc din toată inima pentru Duhul acesta bun, pe care îl dați în biserica aceasta atunci când vine o să vă. Este extraordinar să ai un om de felul acesta. Exploatați-l cât se poate. Iertați-vă, nu sunteți aici. Exploatați-l cât se poate. Trebuie. Trebuie să facem lucruri mari în Pașca cu un om de felul acesta. Slăviți-vă!